spună gluma antevorbitorului meu. Exact cum a spus și domnul Paul Dobre, și eu pentru județul meu, pentru Gorj, m-am bătut de atâtea ori să aduc investiții pentru a se face cât mai multe în localitățile rurale. Nu putem să criticăm o asemenea chestiune, pentru că am fi până la urmă nedrepți cu noi înșine. Vreau să vă mai dau o soluție, că ați vorbit aici, zic eu, foarte corect despre ce soluții putem să dăm acestui guvern. Nu, dumneavoastră ați vorbit, eu v-am întrebat. Da, mi-ați întrebat, noi am vorbit și mi se pare un gest de responsabilitate să oferim soluții ca să nu le mai ia măriților de pensionari 100 de lei din pensie și să spună că gata, a rezolvat problema în momentul acesta a crizei. Vă mai dau încă o soluție. Haideți să reducem munca la gri. Acea muncă care se face în momentul acesta în mod fals pe salariul minim pe economie, în peste un milion de cazuri, avem 4.400.000 de salariați în momentul ăsta, din care peste un milion au salariul minim, care nu este salariul real, au un contract de muncă ca să le fie justificată prezența în firmă, dar în realitate ei primesc mai mult, diferența o primesc la negru. E, aici este o sursă de evaziune fiscală teribil de mare. Dacă și această problemă guvernul o ia în calcul și o rezolvă, o să vedeți că nu mai e nevoie să mai taie din pensii. Domnule Pop,